Absolvenții claselor a 8-a au 3 zile la dispoziție pentru a se înscrie la evaluarea națională. Prima probă va fi la limba și literatura română și se va susține pe 25 iunie. Primii elevi conștiincioși s-au prezentat la Secretariatele Unităților de Învățământ de la primele ore ale dimineții. Aceștia au fost însă îndrumați în prealabil de diriginții de clasă cu privire la ce au de făcut pentru a se înscrie la evaluarea națională. Ca și procedură, săptămâna trecută le-a fost distribuit modelul de cerere de înscriere, astfel încât astăzi preconizăm că o să avem înscriere 100% cu sprijinul diriginților, cu toate că perioada de înscriere este de 3 zile, începând de astăzi. Cam într-un procent de 70% deja s-au înscris. După prima probă la limba și literatura română, elevii vor avea de susținut și examenul la matematică la 27 iunie, iar la 29 iunie vor primi rezultatele. Examenul de evaluare națională se susține la nivel național și este decisiv pentru intrarea la liceu a absolvenților de clasa 8-a.